Din păcate, dacă vorbim despre realizări, se pare că în ultima perioadă și chiar dimineața discutam cu colegii din cadrul primăriei Comunei Aninoasa, una dintre cele mai mari realizări pe care o avem este posibilitatea de plată a facturilor la utilități, care reprezintă o povară foarte mare și pentru noi, instituțiile publice, pentru că școlile trebuie să funcționeze, grădinițele trebuie să funcționeze, la fel și toate serviciile publice, și vorbim nu numai de utilități, vorbim și de carburanți și de toate creșterile de prețuri care s-au produs în ultima perioadă. Dar și pe acestea trebuie să le achităm și trebuie să ne asigurăm că avem resursele necesare pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor. La momentul alegerilor locale, împreună cu echipa PSD pe care am propus-o locuitorilor din Comuna Aninoasa, am venit cu un program denumit Aninoasa Europeană, pe care încercăm și pentru care facem tot posibilul să alocăm resursele și să alocăm munca noastră pentru această reușită. Programul se numește Aninoasa Europeană și eu cred că progresul obiectivelor pe care le-am avut prinse în platforma politică sunt pe un plan favorabil, spun eu, cu toate problemele pe care le întâmpinăm și despre care am spus. Un prim punct pe care l-am propus cetățenilor Comunei Aninoasa a fost continuarea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor pe care le aveam în derulare la momentul preluării mandatului. Vorbesc aici de trei proiecte. Un proiect prin programul operațional regional care viza și vizează restaurarea și consolidarea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea Viforăta. Aici avem în prezent un progres de peste 97%. Urmează ca în maxim 2 luni să finalizăm și să încercăm să recepționăm lucrările aici, care au mers destul de bine. Totodată, prin PNDL 2, modernizarea unui număr de 16 străzi în Comuna Aninoasa, de asemenea, am depășit gradul de execuție de 95%. Urmează ca în maxim 3 luni și aici, din ultimele discuții pe care le-am avut cu constructorul, să facem recepția finală. În prezent se mai montează doar semnele de circulație, se fac ultimele finisaje. Când vremea o să ne permită, vom trasa marcajele rutiere și vom reuși să finalizăm și acest proiect, început în 2017, depus și pentru care s-a tot lucrat și cu multe blocaje din partea constructorului și toate lucrurile pe care adesea ne încurcă, dar am reușit să stabilizăm lucrările și să încercăm să le finalizăm. Tot un alt proiect aflat în derulare pe care l-am și finalizat anul ăsta a fost construirea de șanțuri dalate cu acostament betonat pentru prevenirea inundațiilor și pentru scurgerea apelor pluviale. Aninoasa fiind o comună cu preponderență cu relief de deal, trebuie să asigurăm curgerea apelor pluviale pentru a evita situația în care gospodările să fie inundate. Acest proiect a fost finalizat și ne-am propus ca anual să avem un astfel de proiect, să reușim să ajungem pe toate străduțele, să asigurăm scurgerea în totalitate a apelor pluviale. Asta au fost proiectele pe care le-am preluat cumva și a trebuit să le ducem la bun sfârșit. Mă bucur că împreună cu echipa din primărie, împreună cu echipa de consiliere, am reușit să facem lucrul acesta. Avem și proiecte noi și așa cum spuneam și la ultima conferință de presă la care am participat în fața dumneavoastră, se pare că am și avut dreptate. Singura colaborare sănătoasă pe care o avem în momentul ăsta este colaborarea dintre UAT-uri și Consiliul Județean prin programul Județean de Dezvoltare Locală. Știam de la început că va fi așa, de-aia am și venit cu încredere către Consiliul Județean și de-aia am fost convinși de spusele domnului președinte Corneliu Ștefan că va fi un program funcțional și, într-adevăr, la Aninoasa se lucrează în momentul de față prin programul județean de dezvoltare locală pentru asfaltarea unui număr de 5 străzi în satul Săteni, strada Salcâmi, strada Duzilor, strada Constantin Pătru, strada Eroilor și strada Cerchez. Se construiesc șanțuri dalate, podețe și, când vremea ne va permite, o să începem turnarea și stratului de asfalt. Aveam mare nevoie de acest proiect, mai ales în satul Săteni, unde
mi-am propus să aducem cumva pe aceeași linie de dezvoltare acest sat în comparație cu satele Aninoasa și Vifurta, pentru că de asemenea unul dintre obiective a fost și dezvoltarea unitară a comunei Aninoasa. Totodată construim șanțuri, cum spuneam și la punctul 1, am finalizat proiectul trecut, am început un nou proiect la sfârșitul anului trecut, un progres de 90% în prezent, urmează să recepționăm și probabil vom continua și pe linia asta și cu un altul. Au fost depuse și pe Anghel Salini două proiecte mari care împreună valorează aproximativ 13 milioane de lei. Vorbesc de asfaltarea mai multor străzi din satele Aninoasa și Săteni, dar și extindere și reabilitarea rețelei de canalizare. Extindere pe mai multe străzi unde această canalizare nu există în prezent și reabilitare și modernizare pe anumite tronsoane de rețea de canalizare unde avem nevoie de suplimentarea numărului de cămine, unde avem nevoie de racorduri la limita proprietății. Comuna Aninoasa se dezvoltă foarte mult din punct de vedere rezidențial și avem nevoie ca tot sistemul de utilități și mai ales când vorbim de apă și canalizare să facă față creșterii de locuințe și cumva să deservească toți locuitorii care, spre bucuria noastră, aleg să își cumpere o locuință, să se mute în comuna Aninoasa. Săptămâna viitoare urmează să facem achiziția de lucrări pentru construirea unui parc în zona Valea Sasului, în satul Vifurâta, unde avem o comunitate destul de unită și care merită cu adevărat atenția și implicarea noastră. Dar tot pe zona investițiilor pentru copii, nu pot să nu menționez investițiile în educație. Când vorbim despre școală, avem depus și urmează să transmitem ultimele documente, vorbim de studii topo și studii geo către Compania Națională de Investiții pentru construirea unei săli de sport în curtea școlii din Aninoasa. Toți copiii din comuna Aninoasa învață doar în satul de centru, în satul Aninoasa, din cauza numărului mic și acolo trebuie să construim o sală de sport. Totodată urmează să recepționăm documentație pentru reabilitarea grădiniței din Săteni, documentație pe care intenționăm să o depunem pe AFM și privim cu speranță deschiderea axelor de finanțare, PNRR și toate proiectele despre care ni se vorbește. Îmbucurător e faptul că relația dintre noi, unitățile administrativ-teritoriale și reprezentanții noștri în Guvernul României, vorbesc aici bineînțeles de reprezentanții propuși de Partidul Social Democrat, este una foarte bună. Reușim să găsim comunicare, reușim să găsim cu ajutorul dumnealor uși deschise la ministere și privim cu speranță proiectele următoare. Ar fi foarte multe, foarte multe lucruri de spus despre proiectele pe care ni le propunem momentan, pentru că certe nu putem spune că sunt foarte multe și nici nu îmi doresc, chiar vreau să evit în totalitate promisiunile pe care să le facem cetățenilor, pentru că faptele contează mai mult decât vorbele și de foarte multe ori și administrația contează mult mai mult decât politica, chiar dacă sănătos ar fi ca ele să funcționeze omogen. Pe această cale îi asigur încă o dată pe toți locuitorii comunei noastre de întreaga noastră disponibilitate, de întregul efort pentru ducerea la bun sfârșit a tuturor proiectelor de care oamenii au cu adevărat nevoie. Ușile noastre sunt permanent deschise.